Bună seara tuturor! Chiar mă întrebam cum îi să te simți că a fost primar să stai la un primar. Vă spun că e foarte bine, după o muncă foarte grea, o muncă de echipă, și aș vrea să mulțumesc echipei noastre, echipei Partidului Național Liberal din Roman, care s-a implicat exemplar în această campanie. Vreau să mulțumesc tuturor romașcanilor noștri care au înțeles perfect mesajul, care au înțeles că, într-adevăr, soluția este de a merge în continuare pe drumul dezvoltării. Cu a merge pe un drum deja cunoscut, dar cu un primar care și el deja cunoaște. Un primar cu experiență, un om care și-a dat licența în administrație prin activitate susținută și rezultate foarte frumoase. Mulțumim tuturor celor de bună credință care au crezut în această echipă, echipa Leoreanu Micu. Le mulțumim și le promitem că nu-i vom dezamăgi. Vom face tot ce știm noi mai bine ca orașul să meargă mai departe. Într-adevăr, este un moment de victorie, este un moment firesc pentru o activitate susținută și mă bucur că romașcanii au înțeles că cei 9 ani care au trecut nu trebuie risipiți. Ne pregătim de următorii 9 ani de administrație publică locală, sprijinită și de la București de administrația publică centrală, astfel încât cei doi înconjurați de o echipă, mereu am spus, suntem o echipă, orașul este pe mâini bune și astăzi coagulăm cele două sloganuri. Suntem o echipă, orașul este pe mâini bune, de la bine spre mai bine pentru fiecare romașcan. Îi salutăm, îi iubim și le vom fi mereu datori să răsplătim încrederea noastră. Lucian vorbește prima dată ca primar adevărat. Bună seara tuturor! Vreau să mulțumesc în primul rând romașcanilor care au înțeles să iasă la vot, să-și exprime intenția și pe mâinile cui vrea să lase acest oraș. Într-adevăr, au fost 9 ani de muncă la acest oraș și era păcat ca ceea ce ne-am propus noi, programul nostru de dezvoltare a municipiului Roman, să nu continue. Le mulțumesc că au gândit așa cum trebuie și au ales pe calea de consecință. Vreau să le mulțumesc și eu tuturor colegilor care au fost alături de noi, atât celor care fac parte din biroul local, cât și celorlalți colegi din PNL Roman. Vreau să-i mulțumesc și domnului deputat Leoreanu, care mi-a fost alături în toată această perioadă. Vă asigur că n-a fost o perioadă ușoară, dar împreună am dovedit că se poate, împreună am dovedit romașcanilor că am făcut lucruri bune împreună și din acest moment vreau să vă anunț că intru în campanie electorală pentru anul 2020. Drept pentru care de mâine ne întoarcem la muncă, fiecare dintre noi. Dezvoltarea orașului va continua, toate proiectele pe care noi le-am propus vor fi puse în practică, astfel încât și în următoarele alegeri romașcanii să confirme încrederea pe care ne-au acordat-o astăzi. Le mulțumesc încă o dată tuturor celor care au crezut în noi și le promitem că nu le vom dezamăgi așteptările. Și nu uitați! Romanul e pe mâini bune!